Vă salut, dragi prieteni! Bine v-am găsit pe canalul Culise TV și cei care ascultați acest clip și nu sunteți abonați, vă rog mult să o faceți pentru că abonații știu, noi suntem singurii care dăm informația corectă din casa Puterea Dragostei și suntem imparțiali. Noi nu suntem aici să criticăm pe nimeni, suntem aici doar să spunem ce se întâmplă în casa Puterea Dragostei. Nu criticăm cum fac acele două. Așa, nu vreau să le dau nume și dezinformează total. Am înțeles de la ele că Bianca s-ar fi despărțit de Livian pentru că i-ar fi spus Bianca lui Livian că stă cu el de milă, că a stat cu el de milă Bianca cu Livian. Niciodată nu. Fake total. Și o să vedeți lucrul ăsta. Haideți să vă spun eu varianta mea. Eu știam despre ce este vorba, motivul despărțirilor, dar nu am vrut să vi-l spun pentru că nu. Că aș dezinforma. Nu știu dacă se dă la televizor lucrul ăsta, pentru că știți foarte bine, acolo filmează 12-13 ore, iar eu n-am de unde să știu ce părți se dă la televizor. Aia eu mi-asum și vă spun motivul care a fost cu adevărat de s-au despărțit ei. Este vorba despre conversație acolo între ei, ar fi vorbit Pirui cu Bianca, ceva gen cel mai frumos cuplu din casă. Care este acolo, discuția lor a degenerat și Pirui ar fi început să-i strige Biancăi că vezi, Doamne, că tu ești cățelul lui Livian, că tu te plimbi după Livian non-stop, că ești așa înjositoare, că de-aia nu vrea să stea Livian cu tine și nu va sta niciodată, că tu te ții ca scaiul de el. Dragi prieteni, nu știu cât este de adevărat și cât s-a ținut Bianca după Livian sau Livian după Bianca. Nouă ce ni se arată, de aia spun că noi suntem și foarte, foarte manipulați la televizor acolo, pentru că din câte văd eu vlogurile, Livian o caută pe Bianca în toate vlogurile. Probabil pentru a avea audiență, probabil pentru a da bine el, nu știu de ce, dar Livian în toate vlogurile a fost împreună cu Bianca. Așa că nu știu care cum se ține Sky unul de celălalt. Dar ideea asta în felul următor. După ce Pirui a reproșat aceste lucruri, Livian a tăcut din gură, nu a spus nimica. Undeva dând impresia că are dreptate Pirui ce spune. Acolo Bianca a ieșit în hohote, plângând din emisiune și de acolo și-ar fi spus adio. De fapt, Bianca i-ar fi spus lui adio. Eu vă spun că ăsta este adevăratul motiv. Nu mai credeți în tot ce vi se spune, în toate intoxicațiile, o să vedeți la televizor, din câte ați văzut toate vlogurile mele, ce am spus în ele, 100% a fost exact așa cum am spus eu. Și vă las pe dumneavoastră să trageți concluzia. Acum, în încheiere, o să vă pun un vlog cu Livian și fosta lui iubită înainte de a intra în emisiune. Urmăriți-l și vă aștept cu comentarii. Eu mă numesc Alin și vă urez o zi cât mai plăcută. Bombardierilor aici la Sibiu, la Aria. Pe care vrei să stăm? Poți să stăm pe alea. Dragostea mea, alege! Fii tu bărbatul azi! La bulbuș cu pâța, mă. Da. Iubirea mea, tot îți suspăru. Bine meritată e, mă. Pâța nu face masaj. Când îi zic, fă-mi tu un pic la spate, că s-a închilozat de la atâta lucru. De ce nu spui că spate în fiecare zi? Tot e tu. Eu îi fac. Nu mă face au, 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 masaj. Păi vezi cum rădică adevărat. Au, 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 masaj. Nu.